Vă rog să-mi prezentați un document de invitație. Motivul? Motivul sunt prezenți, toți cei prezenți la această misiune au fost legitimați, vă rog să vă legitimați și dumneavoastră. Bun, aduceți-mi la cunoștință dacă am săvârșit ceva. Nu am săvârșit nimic. Am înțeles, care legitimare... nu există, domnule, motivul legitimării. E o simplă legitimare, am dreptul să vă legitimați. Nu, motivul. Deoarece vă aflați la Așa. Această participați la această misiune, toți cei de față au fost legitimați. Vă rog să-mi prezentați un document de invitație. Geana Hare Florin, 13-12-1971, Comuna Cion. Domnule, n-ai înțeles, dumneata n-ai înțeles, îmi permite legea. Ok, nu. N-am buletin. N-am buletin. Ok, nici. Iată, s-a ridicat jandarmul acum. Iată, domnule, că nu ne este frică de dumneata, militarule. Pentru că nu vă faceți datoria, atenție. Omul ăsta, nici n-ați îndeplinit ca lumea procedura, ca jandarm. Cu o simplă legitimare. Dragii mei, faceți-le plângere penale. Să vedem ce o să spună procurorului. Haideți, domnul Geană, vă rog să ce spun cum e nimic. Păi am spus, da. Cu cine am onoarea? Cu cine am ajuns lega modului? Legitimați-vă, domnule. Da, imediat. Vă rog frumos. Deci, dragii mei, legitimați și le faceți plângere penale când se ridică ei așa cu pretenții. Să-mi aduceți formă motivul cunoștință, motivul legitimării, da? Da, ați văzut, da? Nu, stai, domnule, să vă cânești. M-am legitimat în fața stai, domnule, că n-am văzut, ai făcut așa. Ați văzut tot ce m-am legitimat, da? Cum să vă legitimez eu? Da? Da. Să legitimez eu și eu. Ia, cum vă legitimez? Da. Ia. Bun, aduceți-mi la cunoștință motivul legitimării. S-a făcut destul circ din partea dumneavoastră. Care-i circ, domnule, aici? Asta e circ? Geană, mă scuz? Geană Hare Florin, asta este circ? Nu este circ, domnule, dar va veni și băiatul respectiv, am așa. Văzut că... Și ce-am făcut eu? Eu am stat să filmez, da? Florin, de ce să... Domnule, ți-am explicat, Geană, H-A-R-Y Florin. Dumneata îmi arăți legitimația, așa mi-a fluturat legitimația, da? O să-ți fac plângere. Tovarășul jandar. Data nașterii? 13-12-71. Cioran, Prahova. Nu s-a spus 1971, da? Da. Aduceți-ne la cunoștință. Hai, domnule, lasă-mi părinții, nu vreau să spun părinții. Părinții sunt decedați. Te rog frumos. Domiciliu atunci. Păi Ciorani, comuna Ciorani, când ți-am zis 500 Ciorani, 33-11, strada 33, numărul 11. Aduceți-ne la cunoștință legitimarea mea și dacă am săvârșit vreo faptă. Acum, nu să vă treziți când trimite dumneavoastră. Deci, sunt sancționabil? Da sau nu? Ca să știu. Nu, e o simplă legitimare, v-am spus, sunteți de față aici. Deocamdată nu sunteți sancționabil. Poate mai târziu, dacă... Dar bă, nu e să nu se riscă lui poate mai târziu? Ceva. Care mai târziu? Acum, bă, dumneata, dacă ai constatat... Acum, acum, în momentul ăsta, nu am constatat. Atenție, el a apelat nejustificat și OG34 omul ăla. Păi și-o nu a apelat, dar nu a apelat la mine, a apelat la alt post. Eu nu, sunt la poliție. Nu, a sunat la 112 și o să vină poliția. Dacă e nu vine poliția, îl dau în IPJ. Deci, domnul meu, țin să te anunț că o să-ți fac o plângere pentru legitimare abuzivă. O să vedem. Pur și simplu v-ați aflat la domnul meu, o să vedem. Îți fac plângere penală la parchetul, nu există, nu există, nu, în legea 550 spune clar legitimarea să face cu temei. M-am legitimat în fața dumneavoastră. Și ce dacă te-ai legitimat? Aveți obligația să vă legitimați în fața mea. Nu. În legea 50 cine nu spune așa ceva. Nu, numai dacă săvârșești ceva, jandarmule, militarule. Ați fost de față aici. Militarule. Toate militarule, eu nu refuz, sunt cunoscut de autorități, că nu refuz legitimarea. Dumneata săvârșește acum un abuz. Aveți autorizație dumneavoastră? Ce autorizație, omule? Te trezești? Tu te, mă, omule, de aici cu tot. Ce autorizație încerci te faci de râs? Du-te acasă. Te faci de râs, omule, te faci. Ce autorizație? Vrei tu autorizație? Eu te la el. Vrea el autorizație, jandarmul. Stai să vedem ce o să-i spui procurorului, că o să-ți fac plângere penală la parchetul militar. Trebuie mie autorizație, cere jandarmul autorizația. Da, uite, mă acreditez eu, în stânga, în dreapta. Gata, a venit coletele. Adriana, a venit coletele. A venit domnul cu coletul, s-a dat comanda. A luat comanda, da, eu sunt primarul. Aduceți aici cacadoaie sau medicamente. Deci, anunțați-l pe colegul că în 3 zile deja am dat la parchetul militar. Și o să vedeți, dragii mei, cum acest jandarm, da? Bine, o să-i se dea clasare, da? Nu este adevărat. Legitimarea este abuzivă. Eu nu o refuz ca să mă legitimez. Dar el trebuia să-mi ia să spună. Putea să spun, domnule, uite, cetățeanul ăla te-a jignit, a fost martor, te legitimezi. Foarte bine. Dumneata, văd că tu ești profesionist, dar văd că omul ăla n-are nicio treabă. Ce-a făcut, mă?
S-a pitit pe zână? Nu mă dă pe mine în judecată că eu v-am adus pe dumneavoastră, dar să ducă să-i întrebe pe aia care v-a adus și cine, cine te dă în judecată pe tine? Nu știu, doamna executor, Victor, nu? Hai mă, toată lumea dă în judecată că, hai mă, ce... Auzi, ai lăsat pacățelul? S-a dat bănuții, primăria? Băieți, bravo, fraților, aduceți cât mai multe colete să luați bănuții. Foarte bine, uite, datorită vouă, da, noi suntem... Doamna, ce a zis, mă, pietre mea asta? Executor judecătoresc. Dar au uitat sigilele acasă sau cum? Nu știu. Bă, are grijă să noteze că mă dă pe mine în judecată că... Hai mă, și tu... E, na. Ai crezut? E, na. Păi nu mai mă speria pe mine astea la alta. Dar până la urmă și eu ca consilier local aveam tot dreptul să vin să închid porțile la primărie. De ce? Aici la asta, să nu iasă mașina asta din curte. De ce vrea să facă cu ea? Păi nu, dar deci fără executor, ce a făcut executorul și eu puteam să fac, aveam acest drept. Ce drept aveai? Ca să oprim mașina asta în curte, să nu mai plece. Nu puteai. Nu puteai. Deci, dragii mei, când un jandarm când vă legitimează și spune că o simplă legitimare, faceți-le plângere, pentru că este o legitimare abuzivă. Nu faceți plângere la pe parchetul civil, duceți-vă pe parchetul militar, pentru că ei sunt militari, sunt jandarmi militari. Deci oamenii, dacă ar trage în popor, nu poate să tragă, pentru că sunt militari, da? Lege și ordine. Ați văzut, da? Omul trebuie să fie sancționat pentru legea 61, articolul 2.1, cuvinte și expresii jignitoare. N-are nicio teamă, pentru că el a fost tolerat, a sunat la 112, iar poliția n-a venit nici acum. N-a venit. Dar dacă suna unul de la primărie la 112, era poliția aici în 5 minute. Doamne, să nu dați în judecată pe doamna că m-a adus aici, că n-a nimic dumneavoastră. Bun, hai să plec, că formă ăștia în stare să mă... Mai vedem? Bine, bine, cu relații. Mai vedem noi. Al bugetar, ce mai vedem noi? Ce să vedem? Ia uite, tate, mai vedem noi. Când dai relații, te dai cu relații. Mai vedem noi. Bine ai venit, nu mai ești tu pădurarule, care te plimbai tu la mare, la munte, la soare, peste tot. Da? N-aveai foi de parcurs. Aveai tu, tu nu erai, mă, angajatul primăriei, mă, pândare. Ia, mă, să mă dai tu în judecată că te-am făcut pândar. Nu mă poți da în judecată. Iată. Zis că ne... Ce face? Se execută primările pe aici? Mai da, toată lumea zicea că pe râs. Mai mare râs. Mai veni ziua cea mare, mai mare râs. Mai veni ziua cea mare. Sărătate-le. Televiziune. Unde? Doamna este pe balcon? Bă, nu, e prietena mea, nu mai e prietena mea. Și domnul Pascal. Bă, nu, că poți să ne trage din sală. Cine ești, mă, omule? Păi dumneavoastră cine sunteți? Nu știu, n-am înțeles, dar cine ești tu? Dumneavoastră? Păi, dar eu nu vreau să spun ție, cine ești tu? Că păi, cine ești tu dumneavoastră? Cine ești tu? Măi, omule. Ce domnul domnul? Cine e domnul? Lucrează, e bodyguard? Este la cea primasă. Ce anume? Cine se să plătim o mai multe? Ce mai multe? Bă, te cetățeni, nu te lăsa. Nu te lăsa, omule, mă, fii bodyguard, nu e, e bodyguard. Dă cetățeni, da? Dar de ce ai comportamentul ăsta așa? Așa de la ei. Vă mă întrebă, unde vă duceți? Bă, cine ești eu? Ca să mă întreb, nu trebuie să ai mine cu somn. Ha? Ai venit la furat? La furat ai venit la dărâzări. Bun? Eu te-am întrebat dacă vine la furat. Dar nu te poate citați în urmările. Du-te, mă, da, aici, mă, cât de da-i situația asta, că vă sunt dezdăștiați aici. Du-te, ce vice primar aici, du-te la aici. Cine-i, ce-a lucrat omul ăsta în viața lui? Păi întrebați-o pe dânsa ce-a lucrat în viața. Nu, ce-a lucrat omul ăsta, știi? Întrebați-o pe dânsa ce-a lucrat în viața. Dar care e problema dacă ai servici sau nu ai servici? Nu trebuie să ai studii, trebuie să te ducă cu biblica. Nu e problema voastră? Îl mângâie și pe nu e problema voastră unde am lucrat eu. Că n-am venit pe masa voastră, nu m-ați ținut voi cu bani, n-am mâncat nimic în primărie. Să vă fie clar. Vice primar.
La pușcărie! La pușcărie! Se duce la pușcărie? Eu am văzut că la problema lor, dar m-ar fi ținut ei cu bani. Ce se întâmplă aici? A venit să facă executări silite? Silite, avem și câte vor mai fi, să vedem dacă mai au ce să mai ia. Că urmează. Cetățenii spunea că toți cetățenii la ce s-au raportat la porunca Doamnei. Porunca? Și sunt, dar acum problema e că mai avem iluminat public. Cabinet de primar, cabinet primar. Nu am avut puteți, nu mai că nu e, adică nicio întâlnire. Nu mai are? Nu. Păi da, dar de ce... Parcă dânsa era amabilă. Mă puteți primi, doamnă, să vă întreb doar așa un punct de vedere? Vă pot primi, am de doamne executor aici. Nu mai sunteți drăguțe acolo. Sunt foarte drăguțe. Nu mai. Nu mai sunteți drăguțe. Când vedeți că nu vă laudă lumea, deja gata, nu mai mă luați de mână să vă dați pe linguța cu mine. Dacă v-am luat de mână, nu m-ați interpretat? Da. I-au venit și am dat mânice. Hei, doamna, nu mai. Nu mai vrea să vorbește cu noi. Ia. Hai, Andrei, nu. Noi nu suntem discuția mea de fapt. Mă rog frumos, doamna Adriana. Am și o discuție aici. Sunt consilier local. În cadrul consiliului local al Comunei Oltenia am tot dreptul. Este secret? Da, dar nu e nimic secret. Noi am votat buget, domnul Vice, vă rog să aduceți ceva în cerul la doamna executor, suntem o dată. Vă rog frumos. Gata, imediat vine doamna mea, semnez hârtiile care trebuie semnate, da? Și încercăm cât putem de repede să-i dăm banii domnului. Aveți două săptămâni ca să scot mașină. Două săptămâni prezent. Da, doamna mea. În două săptămâni, doamna executor, noi ne ajutăm de lumea. Vă promitem acum încheiem actele care trebuie legal încheiate. Vreau și un aragaz, dacă se poate. Puteți sau... Nu pot să vă dau dumneavoastră aragaz. Sau măcar un plită. Nu se poate. Dar de ce au venit jandarmii? Au venit jandarmii pentru că trebuie să-i plătim domnului Neacșu, fostul nostru angajat, 400 de milioane, de orele de noapte. Mai mult de 400 de milioane, doamna primar. Și... Dar nu sunteți un om cinstit. Dacă ziceți că v-am luat cu mașina de primărie. Nu mă plimb, mă duc în interes de serviciu. Știu. Vă rog frumos. Sunt foarte drăguță, v-am răspuns la orice întrebare la care ați venit dumneavoastră. Acum am și eu foarte multă treabă, chiar nu stau de filmări. Vroiam neapărat să mă și conectez cu firele la rețeaua electrică. Faceți ce vreți. La căminul cultural. Faceți ce vreți dumneavoastră. La fine. Drăguță, doamna primar. Fără sigur, drăguță. O lăsăm, nu pot cu dialog. Da. Peste două săptămâni, dacă nu, să vină și... Ce? Cine sunteți dumneavoastră? Geana, mă numesc. Cu cine mă numesc? Ajutam să plec cu delegi, așa că vreau. Așa, și ce-i cu asta? Nu suntem într-o instituție publică. Da, doamna, e rău. Rămâneți pe cont. Vă rog, n-aveți să văd ceva cum să cântă. E secret? Da, e secret. Ce secret? Da. Da, doamna, ia ziceți. Nu mai zic. Nu aveți voie de executare, păi ce? Afară. Ce nu avem voie? Nu pe mine, dar ce nu avem? Care interzice? Care e legea? Nu aveți voie. Mă dați voie să mă filmați? Nu trebuie, doamnă, eu sunt într-o instituție publică. Da, filmați după ce și noi, intrați aici. Înțeles, nu? Parcă acum suspiciunea, la câte s-au făcut aici, în suspiciune. Nu sunteți îndreptățiți să aveți suspiciune. Ne filmați afară. Sunteți un simplu cetățean. Și dumneata ce ești? Dumneata nu ești simplu cetățean. Angajat? Angajat. Angajat. Da, treabă, vă rog. Ce-am de scăpat? Ce-am de? Pădă-l afară, hai. Ce figuri la dumneata? Pădă-l mă filmator, că frumos. Ia mâna după camera mea, că-ți fac plângere pentru purtarea asta cu ziua. Și agresiv. Cum la platformă? O să-ți fac eu plângere penală viceprimare. Și la toți care sunteți. O să vedem. Tot oamenii afară, că ea are prioritate. Nu se face așa. Lasă omule, că se duce la pușcărie, probabil. Că
și-a făcut treaba mai mult sau mai puțin, nu trebuie. Ia și-o face cum trebuie, nu și-o face. Eu am venit să-mi iau și-o mie, să-mi dea și-mi oprit un aragaz, o mașină de spălat. Da. Te-ai văzut așa ceva? Dacă ai nevoie, vine aici. La primăriță. Mamă primar, vreau și un aragaz. Și stă cu aragaz, omule. Faptă în România. Știi că totul e secret aici. Uite că nu le-am scos să nu fie secrete. Nu e nimic secret, dar ceva nu se iese. Dacă dăm o mașină, o cerere, că am vrut să fac amiabilă, să dea banii cu alte aia. Și, da, nu știu, doar am purtat discuții pe tema asta, doar nu am fost... Nu, eu v-am sunat și v-am... Nu, mi-a dat scris, mi-a dat scris. Asta e de la... și cealaltă? O lăsăm. Până zic, e scoate. Fără să Hai, nu mă gândesc. Lăsați că mergem și vedem ce. Hai, mergem și-o să. Ai cazat pentru oameni profesioniști, nu vă merge pe ei. De ce prima? Ați zâmbat curat? Voi foarte sigur să ne dați urmă. Faceți un pic să vedeți și o să vedeți partea a doua, că voi nu știți. Sau ce s-a întâmplat? Să antrenează instituțiile statului. E prima șarjă, așa e cu doamna, înțelegi? Devii victimă, corect? Ai devenit victimă tot. Râsul lui să fie executat o primărie din cauza unui profesionist. Dă ordine. Am venit să răși eu să iau o plită, un aragaz. Ei n-au un salariu de pe aici. Acum le-a pus, acum le-a pus fete. A lucrat la primărie cățelușul ăsta. Uite ce îngrădește viceprimarul. Dar de ce n-aș fi spus cum să fură curentul de pe stâlp? Conectați ilegal. Auzi? Da. Doamna ajutoare, începe să filmați ce vreți dumneavoastră, nu pe ea. Nu, nu, stai liniștit, nu-i nicio problemă. Acolo unde... Lasă, stai liniștit, nu-i nicio problemă. Nu... Da. Da. Geană mă numesc, doamnă. Doamnă, Geană, sunt un cetățean care am drepturi de pline. Dumnezeu, de ce vă ofensați? Nu aveți voie, lăsați-mă în pace, filmați-o pe doamnă, doamnă dacă vreți. Când spuneți că nu aveți dar voie, nu pe mine nu mă filmați. Femeiul legal, da? Dumne, nu mă filmați pe mine. Aveți. Dar nu vreau să mă filmați. Mă enervează că mă rog. Așa, am înțeles. Extraordinar. Ce vă zic? Ia. Și... Dar nu, dar vreau să vă filmați. Aveți ceva de ascuns? Nu am nimic, nu-mi place. Reprezentați, doamnă, drepturile omului ăsta. Nu, am înțeles, dar eu nu sunt pe placul fiecăruia. Pentru jandarmă aici, eu mă legitimez la jandarmă. Trebuie să-mi spună un motiv. Păi nu, că vreau să dai dumneata ordine. Secretarie, nu vă dau ordine. Nu vă fac niciceva, mă îndrăgătă. Aveți ceva de ascuns, doamne? Reprezentați-mi drepturile omului. Ce trebuie să spun? Uite, oamenii ăștia să-mi produc pe legea 550, nu-mi spune ceea ce spui dumneata. Dumneata trebuie să nu am voie să fac nu? Dumnealor mă legitimează și arăta plângere să-mi spună motivul legitimării. De ce mă legitimez? Eu m-am prezentat. Geana, Hare, Florin, filmez. Și rândul trecut când ne-a filmat, era doamna primar, mă lua de mână, se plimba, eram bun. Da, cum da, a fost spectacol mare. Și a venit să cerce un aragaz. O mașină da, de spălat. Da, nu știu, mă... Ce? Ajutam că de la jezetelor. Da, am înțeles. Nu știu cine sunt, de azi de Geana Hare Florin. Prezentat și nici nu un document de identitate. Deci asta este deci, motivul legitimării. Unde? Da. Nu știu cine sunteți. Așa, ce v-am spus? Geana Hare Florin. Jandarmule, legitimează-te. Eu m-am prezentat să ajutam că plec. Dacă vreți să fiu. Adică nu am înțeles. M-am prezentat. Da, mă legitimez, da. Da, da, da. Eu știe. Eu știu. Legea 550. Deci ca să mă legitimeze omul ăsta, un motiv. Și trebuie să legitimez, corect? Da, aveți vreo problemă cu asta. Te-am deranjat pe dumneavoastră. Nu ne-ați deranjat, nu ne-ați deranjat. Lăsați-i, domnule, că aici s-a cotropit aici și ei acum, ce faceți? Dați-i noi care prezintă? Nu, nu, eu vă întreb, sunteți din partea vreunei părți? Nu, sunt independent. Adică am înțeles, nu aveți treabă cu niciun parte. Nu, doamne, eu i-am dat pe mâna autorităților și mai rău. Eu vă întreb că nu știu, de asta vă întreb. Deci cu poliția, am adus poliția aici, până acum a fost liniște. Când am venit eu acum, gata, s-a spargat așa.
Nu numai domnul. Deci nu numai domnul. Nu e problema mea, domnule. E și problema așa cetățenilor. Și problemele care sunt aici nu m-am domnul. Păi nu, aici sunt probleme foarte mari. Că femeia asta, am adus poliția să plimbă cu mașina primăriei, ea n-are permis, și sâmbătă și duminică și în continuu și conduce bărbatul ăsta. Și bărbatul ăsta e mare pândar la... Deci cum e? De la pidări mare aici. Asta e prima fază, că asta este o... Între părți civile, dar să vedeți acum ce o să fie. Pe cum să... N-a nimic acum, doamna. Dar ce filmat interzis. Nu, adică că nu suntem cu ciungă în bani. Răbăt, n-am venit pe jandarmerie română. Foarte bine, foarte cu vă datorile. Nu v-am îngrădit activitatea. Dar femeia asta, uite, eram în birou, parcă... Păi, aia, nu, pe partea aia la asta. A, nu, peste o drumă. Ceva ce amabil era fata asta cu mine înainte. Și când a văzut că a venit toată poterea din România, o să vezi acum investigații criminale economice, să vezi... Îl vedeți? Cine? Acolo zace. A, da, știu. 10 miliarde auzi, jumate. Da, da, la altul unde? Da, ia pune-ți-l. Care e ăla? Păi mai era unul. Păi ăla e val ei. De când? Păi de când? De când l-a luat în 2019, n-a descoperit curtea? L-a furat și pe ăla. Care e curtea? Curtea la ea acolo? De conturi. Nu, dar curtea aia când te duci încolo pe dreapta cu ei. Acolo, acolo la ea. Și ăsta, ia uitați-l. L-a plătit Stă aici și ea închiriază, deci închiriază și face datorii. Păi dacă e cea mai tare, cea mai tare din parcare și are treabă, gata, s-a terminat? Păi trebuie să vină platforma să ia mașină. Care e mașina? Skoda. A, mașinuța asta care se plimbă? Da, du-te mă, că asta nu-i mașina primării, asta e mașina la pândar. Uite mă, ce ai, n-am filmat-o noi. Mașina, de ce a blocat-o? Sau ca să nu fugă? Da. Ce tare! Că dacă Dumnezeu ține cu cetățenii, n-a... Da, auzi, uite, da unde s-a întâmplat să o scoate astăzi. Da unde-i șoferul? Că era bărbat este șoferul. Auzi? Când ai lucrat-o aici, bărbat este pândarul ăsta, pădurarul care vinde lemne. Nu conducea el mașina, că ea n-are permis. Ea n-a fost în stare să-și ia permis. Ce tare! Deci lasă. Domnul e la prima disponibilizare acu și acu e în instanța câștigat. Lasă-mă că știu despre deci acu o să vină a doua executare. Bravo. Bravo. Să vedem ce mai și ea dă oamenii bravo, în continuare bravo, bravo, fără comandă rulantă. Te adică... simți o victimă a ei? Da, normal. Așa? Și... Unde ai mai văzut tu? Te duci la primărie și doamna primar. Vreau un aragaz. Du-te acasă că ți-l aduc. Aici la Comuna Munteni. S-a oplit, sau... Veniți aici la doamna primar și tot orice doleanță, doamna vă rezolvă. Doamna primar are o lozincă. Știm ce lozincă are. Ea numai pe lozinci lucrează. Fostul primar care a fost... Așa. Am stat de vorbă cu el. A făcut și el niște... Am stat de vorbă cu el, da. Și doamna primar a zis să plătească fostul primar. Păi dar, ea, dar de ce nu i-a făcut audit? Și acum ce face doamna primar? E mai rău. Să plătească viitorul primar. A, viitorul primar. Viitorul primar. Nu trebuie să plătească. Păi da, așa s-au învățat, mă, o parte din ăștia, dintre... Da. Știi că e dărbedeală mare în România. Da? Da. Aole, ne pune doamna cu hârtie. Astăzi avem andrele. Astăzi avem ședință de Consiliu Știu. Local. Știu. Pentru canalizare în condițiile în care noi anul trecut i-am aprobat același proiect. Și s-a schimbat bănuții iară. Așa, i-am filmat, i-am votat. Trebuia deja, a obținut cererea de finanțare, deja trebuia să dea drumul la lucrări. Ce lucrări și să mai vezi? Și vine acum să mai ceară încă o dată. Păi ce ne face, frate? Ne face și pe stânga și pe dreapta. Uite așa să joacă fata. Dragii mei, după păi cum vedeți... Păi, nu interesează decât banii pentru... O mașina instituției publice numită primărie, când îi spunem la primăriță că o să vină să ia mașinuța asta, să nu mai plimbe bărbatul. O plimba bărbatul cu mașina și avea și un câine care ne supraveghea. Deci mi-a venit 3 mărțoage de la poliție, șeful poliției, încă vreo 3 mărțoage și am spus, ai și câinele din curtea pădurarului și a început să marcheze. Mașina asta au venit cu jandarmii ca să ia... Și ce faci, o vii? Când o fi, o cumpăr eu, fii atestit. Am mai avut Skoda și știu despre ce este vorba, da. Mașina e bună, știi de ce? Pentru că... A condus-o foarte ușor bărbatul. Uzată rotița. Grăiată. Deci în România, dacă vrei să faci o treabă, devii primar, nu te interesează banul public, îți bagi joc de banul public, chiar dacă pierzi. Deci, domnul Geană, deci inclusiv cu acordul Consiliului Local, am fost singurul consilier care m-am opus săptămâna trecută, i s-au dat bani pentru renovarea internatului, cu toate că i s-a mai dat încă o dată, deci dacă cineva poate să ceri bani... Pomii, ia uite, pomii. Studiu de fezabilitate, să faci, deci
Nu se poate să faci locuințe sociale. Auzi, mă, e un bogat sau deci un sărac? Deci anul trecut i-am mai votat odată. Păi nu se poate așa ceva. Unde-s banii? Unde-s banii? Dar n-ai văzut când ești în ședință ce, cum se ridică la tine? Da, cu, da, și da. Și țipă, păi, parcă zici că e la casa lui mămucă sa. Da. Am făcut, deci ei nu știe ce înseamnă cuvântul public. Am făcut ca consilier nenumărate cereri, păi înscris. Da. Sunt și 2 ani de zile când eu n-am primit răspuns, bun sau rău. Dar nu trebuia să lași 2 ani. Am cerut în ședințe de consiliu să ni se pună la dispoziție documentele publice. Nimic. Da, da. Da, ți-a pus. Nimic. Iar nici și convocatorul nu vi-l dă. Și-ți permis, deci am mai făcut 3 disponibilizări. Domnul și Harry, vor mai urma. Să nu, hai că dau așa. Vă urmăresc pe... Nu mă urmări, că pe urmă, uite, vin polițiști. Păi eu sunt de foarte multe. Da, da, da. Oh. Felicitări pentru... Am venit aici la zâna care mă plimba de mână. Noi, da. Da, ce mă mai plimba ea de mână. La un moment dat, mașina asta era garderoba, era plină de pantofi. Știu, taine. Cum să nu, la mare. Aici ținea garderoba. La mare, la munte, cum, ce ai? Eu am văzut mașina asta la mare, înțelegi? Și a sunat un câine, a fost consilier. Și a zis, alo, aici este domnul vânătorul, cu mașina. Bă, ce-mi plac mie câteodată de executori ăștia. Foarte plăcuți, da? Da, foarte nu, bine. Nu, nu, eu am vorbit cu doamna, eu am vorbit cu doamna să facem spectacolul ăsta, înțelegi? Deci, nu. Deci doamna... Da. A urmat toate căile legale, toată procedura. A fost prea blândă. Dar nu a avut cu cine, adică nu s-a poate. Dar nici omul ăsta să stea acasă... Asta n-are asigurare. Nici... N-are asigurare, n-are talună, n-are ITP-ul, are roțe. Hai mă, că am glumit eu, mă. Păi nu ne surprindă nimic, să știi. La ăștia da, la ăștia da. Deci, dragii mei, după cum vedeți, în România se chestru pe... O mașină, mașina primărie din banii publici, vrea să-și cumpere și elicoptere. Și n-am mai putut. Cum? Auzi, parcă și văd că taia e sigiliul. N-are treabă. Păi să duce la băiatul ăsta, nu trăiți de banii? Păi nu trăiți de-a domnul Geana banii? Păi dar la mașina cât bun. E fac o evaluare, înțelegi? Da. Deci avem și mașina de pompieri. Deci, și altceva ce mai e? Deci mașina de pompieri ăsta, buldă scavatorul, nu te-ai băgat pe el? E în leasing. Ai, în leasing. Nu e el, stai să vedem. O să-mi pun eu în ședința de consiliu de astăzi, o să pun întrebarea să văd că... Pe surse să spune că... Ar fi primi bani. Pe surse? Și să vedem dacă persoana care mi-a spus să mai confirmă și în ședință public, dacă e adevărat sau nu. Publică. Publică, bun. Noi vorbim cu probe, nu... Nu dați banii pe prostii, dați salariile la copii. Și a făcut ea dreptate, l-a dat afară, da? Da, păi nu e singurul. Știi? A mai dat acum și mai urmează, auzi, mai sunt aici vreo 3 prigonițe. Câți asistați sociale aveți aici? E, mult. Asta e comuna cu... Mult. Păi spune că dacă pornești, numai ștergătoarele, dacă a pornit gata, s-a rupt tot. Dar nu-i bine după ștergătoare. Eu nu știu cum s-a făcut după ștergătoare, nu. Trebuie să... Da, dacă n-am mai făcut, doamna... Sigilarea nu se face așa. Ca să fii mașina ta? Uite, că a vrut Dumnezeu astfel. Ei, n-am mai văzut. Alexandru am urmărit-o. Ca mașina asta să vină și din nou. Mulțumim domnilor care au venit, că a ținut-o pe loc acum, e dată prin centrul de consiliu. Doamna pleacă la minister. Cred că pleacă pe la minister. Nu la ștergătoare, ca să nu desfacă capota. Cine de unde desfacă capota? Oamenii ăștia aici, eu tind să fac ce să fac. Nu mă aici, eu asta? Acum, acum, bravo. Am crezut că vine iară pădurarul. Că dacă venea cu gașca lui de cățeluși și de lupne... Doamne, m-am întâlnit în pădure cu un urs care a zis că îmi dă lemne gratis. Bun, nu se poate. Nu te plimbai tu cu pădurea râs? Te vedeai mare la mare. Mai ce mi-a ce la mare? La cursul, să cursa. Poți să cetățenii din cauza? Nu mai e cuponică, că cea parada de modă. Să vedem acum cum te-a. Pădurean!
Pădurarul, cu ce să mai plimbă? Și pun motorul la voastră. Bine ați venit, bine v-am găsit. Nu ne-o Bine, aici nu este primărie, aici este căminul ăla cultural care ne plimbam noi în sală. Au frumos căminul, da? Bani, cât bani s-au cheltuit și cum s-au cheltuit, o ejare. Ce-a găsit curtea de conturi aici? Ce-am găsit noi pe teren? Dar ce nu am găsit? Așa ceva în România nu am văzut. De bedeală mai mare ca aici, în viața mea. Și credeți-mă că am fost în toată România. Ce primarul ăsta trebuie să-l chemăm pe la parchet. Bine, parchet ăla dă până în 2 cm, 20 de milimetri. El nu știe mai mult dacă... Auzi, la cât s-a evaluat? Acum vă dați seama că o să mult mai zic. Păi avem, dacă vedem, dacă mai avem, ce să luăm? Mai întâi e problema. Avem după. Deci o să facă evaluare. Ia. Doar nu să fac ideea cu maximul ca asta. Doamna Zână! Doamna Zână, nu vă lăsați intimidată. Să vă prezint, ia. Unde ești? Doamna Zână, ce ați făcut? V-a luat mașina? Nu se mai plimbă soțiorul? Ia uite. Ai venit la odihnă? Ai răbdare, că de-abia așteptăm să filmăm și libertatea poporului. Cu ce? Le-a afișat, nu? Le-a afișat, da. E, le-a afișat. Da, mă, le-a... Atunci, mă, când am plecat, le-a asistat, da, tot. Ia, vedeți, domnule, sunt afișate, că eu nu le-am văzut. Ia să vedem dacă... Eu vă spun că nu sunt. Nu, mă, sunt aici, le-a pus, uite. Uite, salariile, septembrie. Nu sunt. Uite aici, uite, vezi, uite. Lista locurilor de muncă vacante, domnul Geană, nu e nici uite, în salariu. Uite, salariul ei, uite, 16.30, cum, te-ai. Program, hai, domnule, dar, nu deci, e nimic. Ai crezut că le-a pus? Păi, dar n-am crezut, tocmai asta e, că nu le-a pus. Nu-mi place că formă... Domnule, de ce nu aveți salariile de afișate? Uite, vreau să vă salariul de afișate. Fiecare care le-a pus, atenție, o să vedeți și plângere vă fac pentru că vă începeți să trebuie să ținuveți. Dar, în spate, așa care trebuie, ți se pare normal, eu, prin legea 153, articolul 33, să nu vă salariu de unitate. Sau să nu știu cine ești. Nu știu cum instituție este doamna primar. Nu. Să nu știu cine ești, adică unei cu son. Dar să faci drept așa la mine. Rușine să vă fie. Să sunteți în trâdăștie și nu respectați cetățenii ăștia. Rușine să vă fie. Luați banii publici și vă credeți acasă la voi. Sunteți adică, nu te domnule aici cu zeal și cine ești dumneavoastră?
Cu dumneata, pentru că dumneata, nu înțelegi? Ce treabă? Nu îmi răspunde, nu-l băga în semn. Așa arată un bugetar. Păi ce să mă ajut cu dar nu știu cine ești, nu știu, nu știu cine ești. Eu mă numesc domnul Geană, domnul Geană, doamna primar dictează oamenii, sunt total necudesc de bună credință. Deci eu vă spun, dânsii sunt de bună credință, doamna primar dictează ce spune doamna primar, dacă nu, n-am nimic a și până acolo sunt tot pregoniți. A spus până-i cu noi, adică, domnul Geană, domnul Geană. Dacă sunteți cetățean în România. Dumnezeu, vă dezvoltăm cu uitați-vă la legea 57. 2019. Nu spune că eu când fac către prima, atenție. Către primărie și o atenție. Ai luat doamna de la resurse umane, că e și obligația atenției, am cerut și scris și... Nu, n-ai știu, n-ai să te duci în contencios, n-ai să le faci plângeri penale, n-ai știu ca să te duci să-i filmezi, să arăți. Nu există așa ceva. Cine are resurse? Cine? Salarii cu organigramă. Da, ia. Doamne, unde am fost și eu o listă cu salariile, conform legii 153, articolul 33. Vreau să văd salariile afișate jos. Hai, Doamne, lăsați, deci să te vadă lumea. Am înțeles, nu-i dai, o dai în judecată, uite, mă dai și pe mine, că și eu te filmez, atenție. Deci cu cine vorbesc de salarii? Salariile. Afișate. Nu sunt. Poftim? Sunt avizier. Doamnă, n-avem niciun cămpăr. Nu știu cine e mata aici. Aici e tot o turmă de familie de sau bugeta. E bun salariu, aici? Salariu. Nu sunt. Arătați-mi să vedeți că nu sunt. Doamnă, salariile și persoanele care primesc ajutor social. Nu există. Dar dumneata, cum te numești sau ce funcție ai? Ca să știu să nu mai te deranjezi. Inspector Resurse Umane. Cum? Inspector Resurse Umane. N-am dat neamul ei, n-au auzit de chestia asta. Da. Deci, i-am cerut, le-am cerut și scris, și pe mail, și înregistrare, și verbal, adică în timpul ședinței. Ce aveți, doamne, de ascuns? Că salariul nu se joacă. Și doamna sunt de azi, adică râdeți, deci nu sunt domnule prostiți în față. Dar prostiți să faceți bugetarii. Uite, a venit la odihnă. Păi da, atât, pe salariul de 6.000 de lei. Păi nu facă nimic. Dar nu știu ce salarii aveți, doamne, să vedem. Vă spun eu 6.000 și vor în continuare mai bine de salarii. Să ne arătă grea. Uitați, doamne, astea scoate, nu există niciun salariu, ne mințiți cu nerușinare. Uite-le aici. Dom'le, nu ne mințiți, că nu suntem proști cu ciungă în păr. Vreau să tipăriți acum, să dați salarii, că altfel vă sun la 112 și vă aduc poliția. Da, eu vă arăt. Arătați-mi. Procesul verbal. Nu mă interesează procesul. Vreau salariile. Tu vă invoc legea 153. Păi cum foarte bine? Vreau salariile. Mi-arată procesul, vorbim că nu știu ce. Vreau salariul, uitați, vreau să... Eu vreau, doamna, să suntem comuniți. Domnul Geană, doamna este Năstase Cristina Daniela, chipurile asistent comunitar, fără ca să fie votat, deci prestează servicii în primărie, uitați-o, deci un nimeni, un neca nimeni, are acces la documentele din primărie, deci un neca nimeni. Doamne, unde sunt persoane cu handicap? Asta cu persoane cu handicap și ce? Da, dar vrei să vă spună și persoanele cu handicap. Deci, uitați, de-aia vi l-am pus aici, da? Arătați-mi și persoanele care iau ajutor. Social? Da. Păi, de ce nu spuneți clar? Păi asta vi l-am zis și bani. Salariile și persoanele cu ajutor social. Vreți salariile sunt afișate? Nu! Nici lista persoanele sunt afișate. Aici, da? Nu înțelegeți? Dați-mi salariile, da? Exact cum nici trebuie. Nici organigrama nu este afișată, nimic. Vine să merge.
Doamne, salariul de la 9.000, 7.000, 6.000. Doamne, n-aveți, uitați-vă că nu există, de ce nu înțelegeți? Nu l-aveți. N-ați înțelegit. Asta vă pun sigur, restul se dă până. Doamna comunitară care are acces la documentele primăriei, deci e angajat de ilegal pe contract de prestat servicii. Mă dau la licență să vii să aici. De ce? De ce? Și dacă suntem un pis acolo, îi filmezi un pis acolo. Persoanele care sunt cu asistență. Deci doamna aceea, Ghita Neacciu, se ocupă de persoanele cu handicap, e cu asistență socială. Soția vicelui se ocupă cu asistații sociale. Cu Dori Ioana. Dar organigramă, stat de funcții, de salarii, toate cele, doamna e pe resurse umane, că contabil n-avem. Salariile, tată, să le vedeți. Voi și pe voi ce salarii au. Și la data luma? Nu mă l-am găsit eu, nu ai văzut, că l-am și am pus sus. Și l-am pus. Du-te mă la ajutoare acolo, nu mai e tot comentat. Du-te și să te vadă că ești... Bă, ești și fura spingăria, nu te confirmat. Băi, da. Da. Du-te acasă când am văzut la tine. Nu mai e nimic de dat. Vii tu cu fruturi. Azi nu mai e de pomană nimic. Deci de azi din gură nu mai e, gata. Păi nu s-a dat nimic de pe mână, stai nici păi, nu mă tăi. Păi nu sunt susținătorii ei. Da, nu ne venim. Hai să-ți arăt să vezi ce salariu au jupânii, înțelegi? Avem pe una care i-a îngajat aici, știi cum, pe genunchi. Păi era așa. Tante primărița, 9.350. Viceprimarul, peste 7.000. Du-te acasă că să dau ajutoare. 6.500, e bine, lasă lucrurile asta. Oamenii și-aș pun viața în pericol, da. N-are 7.000. Aveți tu rame cu asta? N-avele. Da, domn colonel, sunt aici, colonele. Păi, colonele, ai lipsit? Auzi, Adriana? Da, sunt aici, sunt cu Adriana. Da, de gagică, sunt îndrăgostit de ea, n-am mai vrut să mă... N-am mai vrut. Da. Uite, s-a pus... Vrei să zici ceva, colonele, să te auzi? Am înțeles. Adriana! Colonelul la telefon. Da. Da, hai. Dragii mei, m-a sunat un colonel. Așa. Da, colonele, da, aici sunt. Parcă-l văd că se mai apă aici. Coș, băi, fii atent, coșurile mă să le iei. Înțelegi, să iei scena, care o scenă, sau faianța, marmura după acolo. Budu. Păi nu, ăla altul, primul, nu ăsta. Mai are unul, care la... N-are, dar nu e pe numele primării, persoană fizică. Da, acolo a fost buldo la primul. Ia,
Ia fii atent, ia ascultea. Primul buldo, au cu. Ia uite, ia. Da?